Un bărbat de 41 de ani din cartierul Dumbrava a avut nevoie de îngrijirile medicilor de la UPU Zalău după ce acesta a suferit o criză de epilepsie. Bărbatul se afla la volanul unei mașini și a fost zărit de mai multe persoane care au apelat numărul unic 112. Alte trei persoane din județul Sălaj au fost tratate cu același diagnostic în cursul zilei de luni. La unitatea de primire a urgențelor a spitalului a fost adus un bărbat de 41 de ani din Zalău cu diagnosticul de stare post-criză epileptică. Acesta a primit îngrijire medicale la unitatea de primire a urgențelor. Din fericire, nu a fost necesară spitalizarea lui. Pașul smul de la Zalău se întorcea de la o intervenție când au sesizat că pe drum în cartierul Dumbrava mai multe persoane erau alarmate și relatau că într-un autoturism se află un bărbat. Acesta a primit îngrijirile medicale de la paramedici până la sosirea ambulanței.